va urma un val, după părerea mea, accelerat de dezvoltare. Așa cum Bavaria în 20-30 de ani a devenit din cel mai sărac land, cel mai important land și din foarte multe puncte de vedere al Germaniei și vârful Germaniei, părerea mea, și am argumente pentru asta și pot să țin o conferință de 2 ore numai despre acest lucru, pe date, cifre și fapte economice. România poate deveni vârful Europei în 10 ani. România poate să fie tigrul Europei. În România, afirm aici, dacă n-ar fi fost comunist, și nu fac istorie contrafactuală, România ar fi fost în vârful Europei astăzi. Și România